Ați dat enter la Spacebar, unde săptămânal servim shoturi de jocuri la rece pentru toți butonatorii în sevraj. N-am ce intro să mai fac de data asta, că you know the drill. Butonator profesioniști cu ciroză bubonică, deci Mumu eSports News, developer ce încă își folosesc Buda pe post de My Pillow, deci dublu Mumu la trailere recente, ce să zic, încă suntem în Sahara noutăților pe motiv de sărbători cu efect întârziat, obligat să apăsăm iar rewind la mașina timpului cu titluri pe care nu am pus pârlitorul în 2021. Primul ar fi Warhammer 40K Space Marine 2. Și dacă mi-a venit să fac gargară cu sticlă pisată după ce am omis Redfall, atunci nu știu câte lightsabere să blowjabuiesc după ce și Space Marine 2 mi-a evitat radarul butonator. Ar trebui să-mi sune corzile vocale la 112 după ce le-am șuțuit în serie cu laudele la adresa Warhammer. Don't give a flock dacă e fantasy sau 40k, cam butonat că ca tu viu din orice titlu Games Workshop de la Dawn of War încoace, am pictat mai multe figurine ca 10 Henry Cavilli băgați în Blender, da, Sujo Geralt, că nu te ridici la nivelul meu de fanboy cu spume, și am citit atâta fluff că ar trebui să facă recorder reportat cu mine despre defrișare în masă de codri seculari. Deci iar îmi vine să-mi bag coaiele într-o presă hidraulică după ce am aflat numai recent că se pregătește și un Space Marine 2. Prima parte a fost briciac din adamantiu, nu doar ca joc Warhammer, dar și ca action-adventure de sine stătător se ridică oricând la epicness-ul lui God of War, Gears of War sau alte pack-pack-uri ce conțin War în titlu. Iap, o dăm pe măcele la greu cu ultima adiție din saga Monster Truck-ilor turbați pe nume Adeptus Astartes. Nu vedem un 9-11 prin Catedrala Mântuirii Neamului, că dacă pentru tine Warhammer îi numele făcălețului cu care îți dă bunica somn după ce ai gătat pensia pe skin-uri de LOL, cadrul ăla îți zice tot ce trebuie să știi despre designul fabulos al universului respectiv. Basically, în anul 40.000, Boru cucerește Calea Lactee și o străbate cu voronețuri antigravitaționale populate de prea fericiți ce au schimbat sutana cu platoșa de Darth Vader dopat și aghiazma cu drujba sfințită. În concluzie, un aspect neogotic ce mi-a cucerit cornea de când mi-am blagoslovit-o prima dată cu Dawn of War. Un Grim Darkness rar întâlnit în alte producții SF, conturat uber nice de trailer cu primele cadre. Oh, hai, nou, la cât de realist arată smogul și cețurile alea, mă tot întreb când l-a angajat preasfințitul Dănuț pe Denis Villeneuve să filmeze cum se spovedesc Stormtrooperii. Jur, de la Star Wars Eclipse n-am văzut CGI atât de baftan că îmi pare rău că Space Marine 2 îi numai joc și nu film. Da, da, normal că aștept revenirea lui Captain Titus pe PC, dar lăsați un bătrân pupător de moaștele lui God Emperor să viseze. Chiar dacă universul Warhammer a văzut biliarde de joace, n-o prins până acum o singură producție de cinema sau TV. Lucru surprinzător la așa design dumnezeic, personaje atât de badass că ar trebui să-și țină bucile în lesă și povești atât de stufoase că fac toate sezoanele Game of Thrones să pară un scurt metraj despre împerecherea păduchilor lui Sonic Ariciu. Cu poligoanele ăstea baștane, puteau lejer lungi trailerul Space Marine 2 într-un episod pilot pentru care ar amaneta Netflix toți rinichii angajaților. Da, na, faptul că e joc e just as awesome, în special când văd cu câți ani lumină ridică ștacheta primei părți. Da, o introducere demnă de epicness-ul Adeptus Astartes. Dar nu le mai laud testosteronul inoxidabil, că dacă ai ginit măcar o secundă de spacebar, știi cu câte electrocasnice mi-aș molesta pușculița pentru orice joc cu Death Star-urile bipede în rol principal. Ce mi se pare și mai miezos e că în sfârșit pot melesti tiranizi. Monstralăi ce dau coșmaruri la xenomori și fac zergii să-și pupe crucea. Serios, la cât îți de VTF-ici cărăbușii ăia culturiști, nu pricep cum au fost folosiți atât de rar în joacele Warhammer. Și nu, baleca de brontozaur pe nume Space Hulk, Deathwing, nu se pune. Și după ce în primul Space Marine am spintecat atâția orcalăi că ar trebui să mă voteze gondorienii președinte, uber țaiți să văd același gameplay beton armat, binecuvântat cu cei mai threatening inamici din universul ăsta. Gata, gata, nu vă mai țin în suspans că orice fan Space Marine știe ce măcel magnific trebuie să urmeze. Geniți
fața sergentului scatofil. Aia e expresia oricărui paranoic ce tocmai și-a vopsit budigăi în Maroc cu porumb. Sincer, la fel mi-aș transforma și o scutecu în delta Dunării diareice dacă aș vedea așa viscerări excelente. Nu știu ce adeptus mechanicus o randat epicozitatea asta, dar în 2 minute jumate o prezentat like a boss, cele mai memorabile elemente din universul Warhammer. Chainsword-ul arată și se mișcă, pe cât de awesome te aștepta de la o drujbă corcită cu paloșul kilometric alugat din Berserk, clasicul bolter sună exact cum ar trebui să sune un BFG, ce literally trage cu bombe nucleare, Thunderhawk-urile fac sonic boom-ul de F-22 să pară beșina lui Pikachu, deci dincolo de CGI-ul mirific, trebuie să laud și sound design-ul ce trimite timpanul în Valhalla. Ce slobos de Carnifex, dacă mi-ai dat buget de Avatar și mai pune să fac un scurt metraj Warhammer, jur că n-aș putea scoate ceva mai astronomic ca trailerul ăsta. Îi visul umed al oricărui discipol Omnisaia, că așa trebuie să-și facă intrarea Space Marine în orice joc, așa trebuie să reacționeze restul personajelor ca să arate cât îți decodați Adeptus Astartes. Fiecare lovitură te face să simți greutatea armurii, a armelor, totul binecuvântat cu valuri de hemoglobină și gore, ce sugerează cum trebuie Green Darkness-ul 40K. La așa cinematics-uri ce fac Blizzard să pară un studio bollywoodist de pornoșacuri cu tamagotchis, mi s-ar rupe dacă trailerul ăsta ar fi numai cinematic. Deci cum să nu îmi dea adrenalina pe uretră când văd și Niskai gameplay footage la final. Iap, în numai câteva secunde, trailerul convinge că butonările baștane din primul Space Marine îs tunate la greu în sequel. Mișcări pe cât de realiste, pe atât de heavy metal, contraste și culori ce evocă excelent beznoșeniile Warhammer, design-ul binecunoscut e evident în fiecare decor și cireașa din vârful Everestului ăsta de dopamină îs clar tiranizii, pe care de secole tot așteptam să-i văd prezentați cum trebuie într-un joc, deci și mai dumnezeic că Space Marine 2 pare demn de reputația lor prin aspect, movement sau diversitate. Singurul nitpick e că Relic Entertainment nu mai lucrează la sequel, ci de data asta developerii îs Saber Interactive. But again, la ce-am văzut în trailer și de l-ar scoate Fun Labs România după ce a transformat falimentul într-o fabrică de butt plugs, tot aș bombarda Space Marine 2 cu cash la foc automat în secunda în care aterizează pe Steam Store. În caz că vă pregăteați să puneți cămașa de forță la naftalină după ce s-a gătat Evil West, well, cred că mai puteți ține șuba lui Norman Bates pe voi, că urmează încă o poposeală prin patria devoratorilor de orez fermentat în punga de aurolac. Yep, iar o dăm pe Asian shit. Deci iar o să-mi epuizez poantele cu și despre halucinogene până îmi sare Dex-ul singur în sopă de teracotă. Cum știe orice butonator cu mai mult de un bong la îndemână, ăștia n-ar putea scoate un episod tânăr și neliniștit fără să bage măcar un tentacul în căldură. Acolo, ce alte blablauri. Normalitatea pentru Asians e supradoza de ayahuasca pentru restul omenirii. Deci, crăciți-vă neuronii că urmează încă o lobotomie virtuală și anume Slitherhead. Face a new challenge in horror. Dar ce, au văzut-o pe Laura Andreșan cum își schimbă tamponele? Cred că asta ar face și un Asian să se lase de tentacle porn. Da, cum Slitherhead e făcut de Keiichiro Toyama, cred că tipul e capabil să-și țină sushi un esofag la orori ce ar băga restul muritorilor în bulimie pe viață. Doar vorbim de făcătorul primului Silent Hill. Un titlu ce alături de Resident Evil, System Shock și Alone in the Dark au pus fundamentele joacelor horror. Ba, chiar au fost way ahead of its time. Că dacă titlurile micționate mai sus se bazau pe clasicii zombalăi, orori lovecraftiene sau alte terori ginite și răzginite în pop culture occidental, Silent Hill, odată pe villains cu conotații psihosexuale sau however the fuck vreți să numiți chestia asta, orori ce provin din subconștientul protagoniștilor și implicit al butonatorilor, narațiune ce nu îți pune totul pe tavă și te lasă să interpretezi fiecare evoluție, în concluzie, un joc mult mai profund, complex și matur decât majoritatea titlurilor genului. Și chiar dacă de atunci Toyama nu a mai prezentat alte infarcturi level Asian, și-a lăsat destul de bine amprenta în industrie ca să-mi ciulească Spider-Sense-ul cu ultima producție. Poate am văzut prea multe hentai-uri cu coropișnițe mutante la viață, dar presimt că combinația aia nu o să chiar aibă un happy ending urmat de mâncărimi în zona înghinală. Totuși, vorbim de o producție Asian, unde ai noroc dacă o tură la trotuariste se lasă numai cu un drum la urolog și nu la singura morgă ce primește calta boss de Homo sapien.
Ce? Aceeași reacție a avut-o și ultima stripăriță la care am zis că mi-am uitat portofeliul acasă. Și nici nu vreau să știu câte traume ce l-ar face pe Freud să roșească, are Keiichi Rotoyama, că aspectul necromorfei pimpuite de Freddy Krueger l-ar face pe Jack Spintecătorul să-și bage brișca în programul Rabla. Mi se retrag coaiele în esofag când văd cum își transformă Borneu în ceva ce aș vedea între cracii lui Blair Witch, cum o dezumanizează complet lipsa de elemente faciale, până când tot ce mai rămâne din Muyan e vaginul ăla de predator transexual. Toate astea, cuplate cu soundtrack-ul aritmic și otherworldly, garantează că Slitherhead se ridică câțiva kilometri peste clasicul horror clișeic occidental. Și dacă credeați că trailerul deja a trecut de la 0 la 1000 pe scara infarctului, wait, there's more! Ok, ce căcat-i cu iordelii ăia corciți cu uruk-hailu Pennywise? La cât de vete fake arată, îs uber curios apropo de originea lor? Din ce bordel de-a lui Pazuzu a ieșit? Ce anatomie de Slenderman anorexic au? Deci aș zice că trailerul și-a atins deja scopul cu numai două frame-uri. Nici nu mă mai întreb ce cu restul bolunzenilor ca Yu-Gi-Oh ăla de Pride Parade, bikerul ce folosește hemoglobină pe post de antigel, că na, am butonat destule joace Asian cât să nu-mi pun prea multe întrebări despre logică, sens sau de la ce etaj m-a scăpat m-am în cap. Nope, monstralăi, ăia mi-au acaparat toate semnele de întrebare prin aspectul unlike anything I've genit before, mișcările nenaturale la modul cel mai mișto și răgetele de Sauron strangulat cu sârma ghimpată. Și când credeam că nu pot deveni mai bad shit crazy, nici cu ce zăluzenie se încheie trailerul. Ce facehugger-ul lui RuPaul a devorat gospodina cu fălci de Mia Khalifa după un one night stand cu King Kong. Orice ai zice despre restul trailerului, ce când o dă pe horror, când pe Kung Fu de Dragon Ball Z prin flecuței de jos, sau muzica de videoclip Black Sabbath regizat de Jigsaw, trebuie să recunosc că vine cu monstralăi mult mai originali ca 99% din minionii de horror games. Acum na, probabil o să meargă pe body horror și invazii corporale de Parasite. Dar cum Asianii îs zei și pe partea asta, curiozitatea continuă să-mi clocotească. Apropo de gorul jocului, se vede că Toyama s-a inspirat la greu din opera lui Junji Ito, o presărat și sadism din filme gen Carved the Slit Mouth Woman, Audition sau Guinea Pig. Deci, precum toți maestrii horror, pare să prea cum trebuie cele mai țapene elemente din cele mai memorabile orori estice să le dea un twist propriu și să scoată un titlu ce deja face orice Dead Space să pară Yoshi's Secret Island. Deci, pe motiv de monstralăi, ce-s a breath of fresh air printre toți nemorții vestici și regizorul cu decenii de skill în arta burlirii de floci, de-abia aștept să văd cu ce muștar de Mordor se mănâncă Slitherhead când apare viitor apropiat. Ok, după așa orori Opa Gangnam Style, pare cam narcoleptic să dau pe horror occidental. Dar dacă tot revenim la vest de Marele Zid, măcar o facem cu una din cele mai matusalemice francize de Hollywood, și anume Texas Chainsaw Massacre. Că de când o drujbit prima beregată în 1974, Leatherface tronează acolo sus cu Jason, Michael Myers sau Ghostface în topul antagoniștilor de slasher movies. Și chiar dacă a fost remake-uit cu atâtea filme că mi-ar băga limba divorț înainte să le înșir pe toate, până acum niciun joc nu i-a făcut dreptate, deci numai bine îi ginim Muyanu de Andreea Esca fără machiaj în producția studioului Gun Interactive. Da, făcătorii masacrului Drujbeast au lucrat și la Friday 13 The Game, o clonă Dead by Daylight, ce și-o chiar depășit sursa de inspirație. Prin gameplay-ul mult mai user-friendly, nivelurile mai puțin haotice și, hai no, te joci de-a fucking Jason Voorhees, un antagonist pe care l-aș manevra din Shorek și pus într-un nivel de Candy Crush. Deci dacă Gun Interactive continuă să perfecționeze mecanica de slasher game în Texas Chainsaw Massacre, clar o să-i rezerv câțiva kilobiți, în special că IMO, filmele clasice depășesc cu câțiva centi franciza Vineri 13 prin stilul gritty, semi-independent, ororile ce se bazează mai mult pe atmosferă decât pe jumpscares și jupuitorul principal ce-l face pe travestitul necrofil din Silence of the Lambs să pară cel mai nudist urinofil de misa, chestii pe care sunt și mai curios să le văd transpuse în joc. Deci chiar dacă trailerul e numai un cinematic mai scurt ca erecția de Umpa Lumpa, convinge cu numai câteva cadre că respectă filul producțiilor filmice. Da, dacă ai văzut măcar un Texas Chainsaw Massacre, atunci știi că pe ăla nu îl așteaptă un mozol stil Spider-Man.
Dar înainte să devină shawarma texană, trebuie să laud iar detaliile cu care trailerul evocă atmosfera francizei. De la sunetele de shutter frame specifice filmelor clasice, cadrele lungi și pustii ce prezintă locații în care nu ai parcat nici să-ți ia foc trabantul, până și logourile granulate merg pe filul gritty al producției din 74. Așa că nu prea pot flegma lipsa de gameplay footage. Că ce-am ginit so far demonstrează iar că Gun Interactive știu ce elemente au gravat Texas Chainsaw Massacre în istoria Hollywoodului ca să le reproducă cu maxim skill în ultimul lor joc. Recunosc, după ce am văzut Chainsword-ul de Adeptus Astartes, drujba lui Leatherface cam pare dildo-ul lui Minnie Mouse. Dar dincolo de asta, măcelarul principal arată pe cât de awesome îl aminteam din filme, pubertarul transformat în șorici promite un titlu mult mai bloody ca Friday 13th și chiar dacă nu m-am jucat destul de adjacent cât să dau delete la Elden Ring ca să-i fac loc lui Texas Chainsaw Massacre, probabil o să penetrez și titlul ăsta cu pupila când rămân în pană de alte orori triple Asian. Nu degeaba am încheiat cu o veșnică pomenire la adresa lui Elden Ring, că dacă tot am dat startul la 2022, trebuie să finalizez episodul cu topul celor mai așteptate producții de anul ăsta. Că na, tot YouTuber-ul împreună cu bună s-a opusul de retrospective, deci ca maximă curvă de like-uri ce îs... eu nu YouTuber-ul. Sau bună sa. Am zis că e număr 5 din titlurile pentru care de-abia aștept să-mi pun pauza la viață până ies din garsonieră numai ca să mă cazez în azilul de bătrâni. Mă rog, mai degrabă 4, că orice genitor spacebar știe care e number 1, dar până atunci azmut corzile vocale pe ultimul joc din listă și anume Hogwarts Legacy. Nu l-am pus în sfinterul clasamentului, că ar fi less awesome decât următoarele, dar cum are Niskai Development Issues, nu pot băga mâna în floc că o să iasă 100% în 2022. Și cum studioul Avalanche Software o produs în mare parte genul ăla de joace care sunt more or less reclamă mascată la francize filmice, nici nu pot jura cu mâna pe Mastercard că o să facă din Hogwarts Legacy o producție standalone sau să promoveze viitoarele producții hollywoodiste plasate în lumea lui J.K. Rowling. Deși, na, din ce am văzut în trailer, aș merge totuși pe prima variantă, motiv pentru care l-am pus totuși în top 5. Dincolo de personajele originale sau premiza fresh, exploration-ul RPG printr-un Hogwarts open world e clar cea mai nice chestie cu care vine. Dacă ai crescut ca mine cu filmele și cărțile clasice, cum să nu-ți dai alohomoră la portofel? Ok, gotta stop that shit dacă vreau să mai combin ceva în viață. Cum să nu faci chestii complet non-nerdish cu portofelul la vestea că poți explora fiecare cotlon din creștua lui Mama Omida, să alegi ce cursuri de ochi să urmezi, cum să-ți îmblânzești carasul flocos sau să fermentezi vișinata fermecată? Clar, multitudinea de alegeri, opțiuni și role-playing details fac Hogwarts Legacy unul din cele mai așteptate jocuri de anul ăsta. Plus că arată fucking fantabulos folosind Unreal Engine 4, cu creaturi, spell-uri și decoruri ce promit că încearcă măcar să se diferențieze de filme ca să își găsească o identitate proprie. Deci da, la așa grafică, gameplay și lore ce umectează scute cu puraderul interior, musai să pun titlul lui Avalanche Software în topul ăsta titanic. Și na, dacă tot vorbim de lore ce dă supradoză de nostalgie plozilor interni, cum să nu placez și Lord of the Rings Gollum în lista joacelor ce o să-mi ruineze viața socială în următorul deceniu. Da, o mers Harry Potter ca să-mi pun pubertatea pe standby. Da, cum din scutec puteam număra kilometri dintre Shire și Rohan și știam ce aia Baggins înainte să știu ce litera B, nu mai trebuie să zic că m-am născut cu Lord of the Rings, o să mă îngroape cu Lord of the Rings și aș da banii pe orice joc Lord of the Rings și de-ar trebui să recoltez hemoroizii lui Treebeard într-un nivel de Farmville. Deci și mai mișto că Lord of the Rings Gollum pare complet diferit de clasicele hack and slash-uri ce suprasaturează universul gamerist al lui J.R.R. Tolkien. Nu vreau să repet ce am zis în Spacebar episodul 24, că mi-am gătat acolo stocul de bile albe pe mecanicile stealth ce s-o briză proaspătă în oceanul de horde slayere ala Shadow of Mordor, protagonistul ce de mult merita un joc de sine stătător sau premiza ce știe cât și cum să ciordească din cărți ca să prezinte twisturi originale și locații nemaginite pe orice tip de ecran. În concluzie, gravez și titlul ăsta în listă, îl pun peste Harry Potter, numai că-s mai fanboy Sauron decât grupii Voldemort. Acum să trecem la sfânta treime a portofelului, că, na, chiar dacă Legacy și Gollum se ridică totuși peste majoritatea titlurilor de 2022, cu maxim regret recunosc că le-aș da oricând shift-delete ca să fac loc următoarelor producții. Pe locul 3 îi Stalker 2 Heart of Chernobyl. Acest wasteland pentru butonatorii trecuți de majorat. Fallout 2 pe God Mode, sequelul long overdue al seriei cei number 1 în topul celor mai baștane joace post-apocaliptice pe care am dat vreodată dublu click. Și dacă o să ziceți că nu-i tocmai post-apocaliptic plasându-și premiza în Chernobyl, înseamnă că n-ați apăsat W mai mult de 5 secunde prin beznoșeniile ei decrepite, nu v-o transforma ceva anomalie radioactivă în sângerete flambat, n-ați headshot-uit mutanți atât de freaky că fac stejarul sadomasochist din New Vegas să pară Scarlett Johansson,
Well, I suppose you could look at it that way. Și alte elemente complet inedite la vremea respectivă, ce-o strămoșit post-apocalipse recente ca Metro sau Chernobylite. Plus gameplay-ul extrem de brutal în pur stil Dark Souls, ce-o demonstrat de atunci developerilor ca Miyazaki că joacele pot risca să fie mai mature, hard și să nu trateze butonatorul ca pe cel mai hidrocefalic devorator de aracet. Elemente ce par reproduse like a boss în Heart of Chernobyl. Același environment excelent, but now și mai dark, și mai masiv, și mai next-gen prin grafica absolut fantastică. Totuși vorbim de un joc randat cu Unreal Engine 5. Deci și cel mai ciocuș fan Fortnite și-ar da seama că pe parte vizuală Stalker 2 o să rupă la greu. Revine shooting-ul dificil la modul cel mai briceag, de data asta cu mai multe arme, iteme sau alte goodies de inventar, mutanții și mai VTF-ici, blagostoviți cu așa poligoane dumnezeice, plus micile detalii atmosferice, gen împărțitul dețului de Mona cu rusnaci alcoolici în jurul focului de tabără, ce conving că GSC Game World știe cum să upgradeze cele mai awesome elemente din joacele precedente. Deci, cum primele Stalker sunt printre cele mai țapene FPS-uri care mi-am fracturat vreodată tastatura, excelent să văd cât de mișto plusează sequel-ul pe parte grafică, gameplay și mai alert, decoruri, monstralei, ce alte blablauri, chiar și un butonator ce încă nu a în coaile lui taică-so și nu a auzit vreodată de Shadow of Chernobyl, își dă seama că Stalker 2 o să fie unul din cele mai tari shootere de anul ăsta. Ok, am ajuns la ultimele două titluri și nu trebuie să prizez cenușa lui Nostradamus ca să prevezi că e vorba de God of War și Elden Ring. God of War e number 2, numai că Dark Souls e acolo sus cu cele mai miezoase joace de când m-a scos mama la aer. WTF, aș da banii și pe diarea lui Miyazaki dacă mi-ar zice că apare Great Wolf Sif printre boabele de orez nedigerat. Deci normal că Elden Ring e boss-ul topului, deși nu știu cât e asta de spoiler pentru oricine o ginit măcar un frame de spacebar. Dar nici God of War nu-i cu prea mulți kilometri în spate, că primele două titluri mi-au dominat PS2-ul, deci vestea că ultima parte apare fucking finally pe PC, instant m-o trimis cu bormașina la bancomat. Cum îs PC gamer pe motiv de faliment indus de alcoolism și striperițe talandeze, nu știu în ce direcție o purces povestea lui Kratos de când o părăsit PS2-ul, deci de-abia aștept să-i reiau Odiseea în cel mai awesome action-adventure de PS4. Chiar dacă n-am vrut să ginesc prea mult footage de YouTube ca să nu-mi dau spoilere pe când îmi împodobește GeForce-ul, tot mi-am dat blue balls cu destule frame-uri cât să întind covorul roșu pe când pășește pe hard. Hack and slash-uri ce deja bat la buci orice third person de PC prin animație, mișcări fluide, combat epic, decoruri diverse, nici nu știu cum să mai laud jocul fără să repet chestii bine cunoscute de oricine o savurat deja testosteronul pe PS4. Și chiar dacă am încercat să nu citesc prea mult din poveste, relațiile father-son garantează a coming-of-age story mult mai complexă decât în 99% din action-adventures de pe orice tip de consolă. Again, chestii deja știute de oricine și-o rupt retine cu el în 2018, deci pentru prima oară în spacebar, eu trebuie să fiu ăla care cere să nu mă inundați cu spoilere. Deși, cum apare pe PC în 14 ianuarie, probabil pe când giniți episodul ăsta, eu o să fiu deja pierdut pentru omenire, învățându-mi plodul virtual cum să pârlească pinguin prin ograda lui Olaf. Ok, am ajuns la number one și anume Elden Ring. Pe ăsta chiar nu mai am ce laude să bag, că basically fiecare episod Spacebar a fost un omagiu la adresa viitoarei capodopere a lui Hidetaka Miyazaki. Adică făcătorul joacelor mele preferate se aliază cu scriitorul cărților fantasy preferate? Se poate mai... Ok, dacă aș fi un Elon Musk pe cânepa lui Joe Rogan, aș zice că asta e dovada perfectă că trăim în ceva Matrix. Unde dumnezeii skynetiști în sfârșit o zis: bă, îl știi pe Timiș ăla, hai să-i dăm și la amărât un extaz pe viață, care-s chestiile lui preferate? Pa, păi, Dark Souls, Game of Thrones, German Scheisse Porn. Ok, renunțăm la treia chestie, dar păstrăm primele două, le fusionăm până they become one, precum în Noul Testament, botezăm Mesia asta, Elden Ring, și o punem pe hard, că poate așa măcar tace fat bastard-ul măcar un an, ca să nu-mi dea blue screen cu diarea verbală. Mulțamă overlordzilor pe Duracell, pregătiți-vă moaștele inoxidabile pentru cel mai milenar mozol, că literally nu-mi pot imagina un joc ce să combine mai bine cele mai awesome elemente din cele mai awesome capodopere pop culture pe care am pus vreodată pleoapa. Adică ia gameplay-ul inegalabil din Dark Souls și-l dopează cu more open world, RPG mechanics și exploration, mind melted. Și chiar dacă Miyazaki a demonstrat cu fiecare joc că e capabil să genereze un setting și lore incredibil, prin felul în care nu ține butonatorul de mână și lasă să descopere tot mai multe detalii în funcție de propria imaginație, faptul că aici George R.R. Martin contribuie pe parte de world building
Lightning promite o poveste atât de multilayered că și în anul 2222 o să existe destui YouTuber ce explică timp de o oră istoria fiecărui guild din inventar. The Lands Between arată magnific pe cât de abstract cât să nu pară veșnica clonă de Skyrim, Forgotten Realms sau alt setting fantasy, pe atât de familiar cât să mă simt ca acasă în pădurile virgine sau mlaștinile pustulente, cu destule easter eggs-uri ascunse pe acolo, cât să-i străbat fiecare pixel până uit ce aia main quest. NPC-urile îs vociferate în pur stil Dark Souls, aka the best voice acting ever, fiecare cu istorie proprie, aspect inedit și me gusta la max că nu-s prea multe cât să păstreze sentimentul de solitudine specific francizelor From Software. Și combat-ul, holy grand motherfucking shit, care arată, de fapt nu, mai bine tac din gură, și lasă-vă convingă frame-ul, ce deja a devenit un meme, prin felul în care prezintă cel mai mirific hitbox de când s-o pleznit prima bilă de Pong. Fac, am zis că nu bag laude, dar e imposibil să pomenesc de Elden Ring fără să-mi intre corzile vocale în overdrive. Noroc că nu o să vă torturez prea mult timpanele cu asta, că jocul apare luna viitoare. Deci vă zic de acum ciaules, că din 25 februarie nu o să mă mai ridic de la calc până mă găsiți mumificat cu șoarecul în mână și clasicul text cu You Died rămas pe monitor. Da, până atunci, dau quit la Spacebar episodul 28, până la următorul vă zic GG, well played și spor la farmat fraguri.